Vrei să cumperi jocuri la cel mai bun preț? Intră pe Gamerland, linkul în descriere, folosește codul DEADLY pentru transport gratuit. Salutare dragi fani ai sportului și al fotbalului, bine v-am găsit la un nou episod din cariera cu Manchester United. Este marele și mult așteptatul episod de statistici și eu așa de mult am așteptat acest episod și de-abia aștept desigur să văd și eu cum au evoluat jucătorii mei, desigur. Bine, din câte și bine vedeți aici, da, m-a acceptat să fiu selecționerul Germania, adică na, când am văzut Germania, trebuie să recunosc, mi s-au înmuiat picioarele și a zis, ok. Dar nici eu nu știu de ce am acceptat acest lucru. Oricum, hai să începem desigur ce ne interesează. Top goal getter, top assist-uri și top portari. Bun! Întrecem direct la treabă. Top scorer Dybala, omul meu, my man Dybala, care l-am luat pe Dybala în locul lui Lukaku. Știu, a fost o schimbare interesantă, dar tot timpul am vrut să l-am pe Dybala într-o echipă și acum a fost momentul. Și uite-te aici, Dybala pe locul numărul 1 cu 25 de goluri peste Hazard de la Chelsea, care a scris 20 de goluri. Bă, leleu, băi Hazard, măi, ce bine joacă. Pogba cu 15 goluri pe locul numărul 5. Neymar pe locul numărul 6, 14 goluri. Atât de aproape de Pogba. Bun, dar să nu uităm că pe Neymar nu l-am avut tocmai din începutul campionatului. Țineți minte? Deci nu l-am avut pe tot sezonul, cum l-am avut, de exemplu, pe Pogba sau Dybala. Deci este foarte bine. Gareth Bale, acolo cu 13 goluri pe locul numărul 8. Și mai jos, este Messi cu 10 goluri pe locul 14. Dar având în vedere, să nu uitați că nu l-am jucat pe poziția lui, deci nu l-am jucat pe Erev, l-am poziționat pe poziția de cam. Bun, și aici îl vedem totodată pe Martial cu același număr de goluri ca și Messi, 10, având în vedere că pe Martial l-am folosit foarte mult pe poziție de CM, știți bine CM, partea stângă. Iar zic, băi, Messi și respectiv Martial pentru jucători care au jucat pe, na, nu pe posturile lor, eu zic că e foarte bine, măi, au dat 10 goluri. Bun, top assist-uri, Pogba este omul tuturor și, desigur, apoi Eriksen, eternul Eriksen. Dar uite-te, aici vine din spate Neymar într-o jumătate de sezon. Băi, a dat Neymar 9 assist-uri, incredibil așa ceva. După aceea, mai jos de tot, vom vedea pe Martial cu 8 asisturi, Messi cu 7, Gareth Bale cu 7 asisturi. Deci, băi, chiar avem o echipă superbă aici și Dybala cu 7 asisturi. Toți jucătorii joacă, fac treabă, băi, tiki-taka. Și desigur, pe aceea De Gea, pur și simplu eternul portar. Da, deja cred că pot să duc orice portar la cum e echipa asta. Bun, ia, hai să vedem aici team report. Aici stă miezul. Bun. Vom începe cu De Gea, care a evoluat un punct în overall, are acum 92 overall, ceea ce este o nebunie, este o bestie acest portar și mă bucur că per final a decis să rămână cu noi la Manchester United și iată-l! Bun, trecem mai departe, este Gennadie Varias, 100% a român mă gândesc când citesc acest nume, dar oricum, exciting prospect, deci ar putea evolua până la un 88, poate chiar și 90, o nebunie de portar o să fie asta, vă garantez, deja valorează 17 milioane 80 overall la 18 ani. O, Doamne, ce o să fac eu din jucătorul ăsta? Bun, după aceea l-avem pe Andre Onana, care l-am adus, desigur, ca și rezervă pentru De Gea, ca noroc că n-am avut nevoie de el. Dar a evoluat și el 2 puncte aici, din câte se și bine vede, are 97 la kicking, Dumnezeule! Dar totuși românul nostru e mai bun acolo la reflexe, vedeți, și la diving. Dar totuși și Onana, măi, ce bine se descurcă. Kenny TT, eternul Kenny TT, care desigur dacă te uiți după overall ai fi zis, băi, ce caută ăsta la United, Deadly, ce faci? Cumpără-l pe Bellerin, cumpără-l pe Aurier. Dar eu nu, că eu știu despre acest jucător și prea bun, e tânăr, 22 de ani, ai mai vrut 3 puncte în overall, 30 de milioane este valoarea sa și desigur uitați-vă la statistici. Uitați-vă la statistici, dar uitați-vă unde trebuie. Pe lângă viteza lui care este de binevenit, stamina 86, interceptions 86, vedem acolo marking 90, slide tackle 92, standing tackle 92. Deci practic pe pozițiile astea unde trebuie, așa de defender, de apărare,
Omul ăsta își face treaba. Dar desigur, acum l-a mai și evoluat dreapta și stânga din câte se bine vede, la un pic de dribbling, un pic de ball control, un pic de shooting, altfel. Bun. Acest Varela, oricum, este deja pe lista de transferuri și îl vom vinde noi odată și odată. Îl vedem aici pe fostul Mensah, care desigur a jucat chiar binișor la Stoke, a 15 apariții, mă rog, 12, că mai fost și în FA Cup, 17 per total. N-a dat niciun assist, niciun gol, dar totuși a evoluat chiar binișor. Dreapta și stânga se vede bun, 2.9 overall, bravo. Ok, merem la eterna mea bestie din apărare, Eric Bailly, 24 de ani, 87 overall, wow, 50 de milioane, așa rotunjit este valoarea sa și din câte și bine vedem aici, pe lângă viteza, absolut monstru, are 90 strength, 92 jumping, bă, ăsta zboară în aer, bă, când sare, și are strength, parcă ar King Fenua, are și stamina, are și puncte pe apărare, pai de capul meu, omul ăsta niciodată nu se mai transferă de la noi. Bun, merg mai departe la Laporte. Un transfer destul de interesant, că l-am făcut din motive, bă, pe sistemul, bă, nu am jucat niciodată cu el, hai să văd cum e. Și, bă, chiar își face treaba, chiar își face treaba. Vedem aici statisticile lui Laporte, care parcă și vreau, mă tenta să-l aduc pe Varan la echipă, dar când îl văd pe Laporte, parcă îmi pare rău să-l scot pe Laporte din echipă. Având în vedere că, 90 standing tackle, 90 slide tackle, marking 83. Băi, omul ăsta cu Bailey e un zid, e un zid acolo. Bun, îl vedem și pe Zuma, care desigur l-am adus pe sistem de substitut, de rezervă, dar desigur face și el fițe că vrea să fie mai mult în primul 11 și îl înțeleg, dar pe de altă parte aici bine a evoluat, superb. Rămâne de văzut dacă mai reușesc să-l păstrez ca și rezervă sau nu. Bun, Alaba, un transfer nebunie, Alaba, 60 de milioane plus Darmian. A fost ceva, am dat ceva bani pe el, dar totuși 26 de ani, a deja 4 goluri. Frumos și uitați-vă ce statistici, tot e verde, tot e verde. Tot e verde, așa ceva, vai de viața mea. Wow! Pur și simplu, wow! Bun, Luke Shaw a mai jucat și el așa puțin, nici colo, dar totuși am că și el evoluează bine, încă 2 puncte acolo în overall, vedem și statisticile de apărător sunt foarte acceptabile, băi, ok, băiatul. Ok, îl vedem aici pe Lăcătuș, în sfârșit venim la un nume mult mai românesc, care desigur tot îl evoluez și cine știe, poate va fi o rezervă foarte faină acolo pe LB. Bun, mai departe sunt niște jucători de ăștia pe care am împrumutat în dreapta și în stânga. Am mai adus așa niște juniori. Bun, Lingard, ok. Aia la-i, bestia Pogba. Am mai vlat 3 puncte în overall. Valorează, zice jocul că valorează 105 milioane de euro. Oai, clar că poți obține și 200 de mii, bag piciorul, că dă goluri, mă, nebunul ăsta, mă, 64 de meciuri, 30 de goluri și 15 asisturi. De ce ai mai vrea să-l vinzi? Nimeni nu-l vă vinde, cel puțin eu nu. Băi, un monstru. Eu, mă știți, că niciodată n-a fost mare fan Pogba, niciodată nu l-am cumpărat pe Pogba sau cea de genul, mi s-a părut ușor prea overrated, în sens, în realitate. Dar mi-am schimbat complet părerea despre acest jucător în joc. Vă zic sincer, mă știți pe mine, chiar dacă risc să primesc dislike-uri și chestii, eu îmi spun opiniile direct în față. Pac! Poate aia mă și face special. Așa. Trecem mai departe, Cozielo, care o să o trească să-l împrumut. A mai evoluat foarte bine aici, colo, cum v-am zis, o să fie un rezervă foarte faină băiatul ăsta. Nu prea am avut timp să-l evoluez, dar... Bun, Kante desigur începe să fie puțin cam trist că el era acolo în zona aia unde l-am pus pe Marțial, știți ce vreau să zic, și l-am jucat pe Marțial pe CM, și a trebuit să-l păstrez pe Pogba, nu? Bun, deci Kante, da, rămâne de văzut ce se va întâmpla cu el, niște juniori, ia la pe Ionuț Ilie, care l-am împrumutat aici la o echipă, vai de mama ei. Dar totuși, uite ce bine a evoluat, 5 puncte, pac, pac, tiki-taka, dreapta, stânga, bravo. Bun, ia la bestia, the beast, Marțial, 88, overall, doar 22 de ani, 62 de meciuri, 15 goluri, 12 asisturi, să nu uităm, a jucat mult. Pe o poziție pe care el nu e bun, pe CM, pe mijlocaș, de-aia n-a dat așa multe goluri. Bun,
Trecem mai departe, varianta ieftină a lui Neymar, Otavio. 9 meciuri, dintre care 3 goluri. Desigur, multe dintre meciuri au fost folosit ca și rezervă, de aceea n-a dat multe goluri. Dar vă zic eu, din omul ăsta, din băiatul ăsta, o să scot o bestie și nu mă lăs până o să scot bestia din Otavio. Bun, îl vedem aici pe Jean Oaș, care l-am împrumutat iar de data asta la Leicester, unde a dat câteva assisturi, dar este într-o formă foarte, foarte nașpa, vedem acolo bad. Bun, îl vedem aici pe Andres Pereira, care desigur a jucat, el ce a jucat, 2 puncte în overall, a mai volat dreapta și stânga câtva, foarte bine. Wayne Rooney desigur tot îmbătrânește, n-avem ce-i face. Trecem mai departe și Messi îmbătrânește. Oh, aleu, începe partea nasoală. La 31 de ani Messi deja a scăzut un punct din overall, 45 de meci, 11 goluri, 9 asisturi, iar zic, nu l-a înșcat pe Erev, ci pe Cam. Bun, se vede că a involat multicel acolo la acceleration, minus 5, acolo cam doare, dar încă mai poate să țină un sezon, ho-ho. Bun, l-am luat pe Gareth Bale, 90 overall, cu 70 de milioane de euro de la Real Madrid, mie mi se pare că l-am furat de la Real Madrid, băi, pentru 70 de milioane să un jucător atât de bun ca Gareth Bale, wow. 60 de meciuri, 20 de goluri și 8 asisturi și desigur niște statistici bestie. Oricum, Gareth Bale, un transfer senzație că l-am făcut și mă bucur că l-am readus în Premier League. Trecem mai departe, este Mbappe, care este puțin supărat că desigur vrea și el să fie mai titular. Așa, ai vrut la 5 puncte în overall, la 19 ani, el are 85 overall, 36 de meciuri, 2 goluri și 2 asisturi, bine, iar zic din perspective de rezervă. Am încercat foarte mult să le volez pe shooting, vedem acolo și long shots, l-am tăforțat până a făcut 11, finishing una alta, oricum omul ăsta e deja, nu mai pot să-i zic o rezervă bombă, deja poate fi un titular bombă. Mbappe! Bun, trecem mai departe la bomba bombelor, Dybala. Pur și simplu de neoprit beatul ăsta, bă. 61 de meciuri, 38 de goluri și 9 asisturi. Pur și simplu o legendă al jocului, aș putea zice. Acceleration, ia uitați-vă acolo. 98, sprint speed 90, 90 attack positioning, 99 dribbling, 98 ball control, 95 finishing, shot power 89, 88 short passing, penalties 87, curve, așa, 91 și 99 long shots, băi, cum îi Dybala în joc, vai doamne. Bun, și trecem mai departe la Rashford, care l-am împrumutat la Wolfsburg, că am zis că mai degrabă să-l împrumut la Wolfsburg, că precis va juca mai mult decât va juca la mine la echipă. Și desigur, cred că mai mult ca sigur a și jucat, a evoluat așa încă un punct în overall, un jucător decent, corect, dar va fi greu acum că l-am și pe Mbappe. Bun, merem la Neymar, Neymarovic, Neymarzito, cum vreți voi să-i spuneți, a mai evoluat un punct în overall, sau mai degrabă zis pentru cei de la Barcelona, trădătorul, ok, 94 overall, 26 de ani, 52 de meciuri jucate per total, 21 de goluri și 16 asisturi. Îmi place de Neymar că pe atâtea goluri, pe atâtea și asisturi aproape că, știi, e frumos. Bun, a mai evoluat în dreapta și în stânga, ce să mai zici? Neymar, simplu și pac, la treabă. Bun. Acum, desigur, o să vreau să ne ducem la transfers, merem aici la sell players și vreau să vorbim împreună în acest video de, desigur, de următoarele transferuri care să le facem. Bun, hai să vedem pe partea de portari, nici nu știu, cred că o să-l mai împrumut pe Onana, așa îl vom pune pe loan, o să-l am pe Varias ca și rezervă, Bailey la portei, ok. Toanjebe numai să revină, Alaba așa, bă, Toanjebe cred că o să-l vând, nu cred că-l mai împrumut, pe băiatul ăsta iar o să-l vând, Lăcătuș, mai degrabă să-l mân la noi, că evoluează mai bine la noi, decât să-l împrumut în naiba știu unde,
Așa lucrușor rămâne de văzut, fost un mesaj că o să redau loan, va relasă să-l vând. L-am pus pe transfer și pe Rooney am avut de câteva zile, că am zis că bă știi ce, dacă primesc ofertă bună pe el, l-aș da, că totuși cât timp mai obțin bani, dar dacă nu primesc ofertă corectă, deci măcar un 20 de milioane, care cred că nimeni nu o să-mi ofere suma asta, îl voi păstra pe Rooney să se retragă la noi. Dar, da, încă stau pe gânduri. Încă stau pe gânduri în legătură cu ce voi decide să fac cu el. Bun, totodată o să-l vând și pe băiatul ăsta. Totuși, în 19 ani, l-aș mai fi împrumutat. Mă rog. Așa, Kante rămâne de văzut. Cozielo, desigur, un loan pe un an. Așa, Mihalcea rămâne de văzut. Januaj, cred că-l vând pe Januaj. Nu cred că o să mai facă treabă. Îl punem acolo la vânzare. Otavio, șmecherul șmecherilor, Pereira, alt șmecher al șmecherilor. Măi, Lingard. Nu e rău acest Lingard, are viteză, are shooting, are așa, așa, tiki-taka, dar nu știu ce să zic, oare să-l mai păstrăm, să-l mai vindem? Hai că-l vând, n-are rost să-l păstrez tot în împrumut, mai degrabă să obțin bani pe el. Ok, Messi încă nu-l vând, oricum cine dracul cumpără pe Messi cu salarul ăla. Așa, Mbappé, pac, frumos, Rashford, iarăși trebuie să mă gândesc ce să fac cu el, având în vedere că n-al avem pe Mbappé. Și, da, cum e? Bă, mai degrabă Mbappé, nu? Cel puțin așa zic și eu. Ok, dar per final cred că aici ne vom opri. Sunteți și voi bineveniți să-mi spuneți comentariile de mai jos dacă vreți un anumit transfer, dacă vreți mai degrabă să rămânem pe poziție, în sens să vorbim despre echipa noastră curentă. Vreți să-l vindem pe Rooney? Vreți să-l vindem pe Rashford? Vreți să-l păstrăm pe Rooney? Vreți să-l păstrăm pe ăla? Băi, să-l schimb pe ăla? Spuneți-mi în comentariile de mai jos și ne vedem în episodul viitor. Nu uita de like, subscribe. Bye-bye.